Bună dimineața sau bună seara, depinde că vă uitați la noi. Eu zic și tu, bună! Bună! Am ieșit afară, era o zi frumoasă, călduroasă, arăta soare și încolo, văd că este un vânt puternic. Așa că ne ducem să ne jucăm puțin în parc, pe aici. Am găsit un alt parc, nu știu, pe aici, pe lângă Barnsley. Ne plimbăm și noi să vedem ce și cum găsim. Hai că te prind acum! Și căutăm locul de joacă cu topogane să vedem dacă îl găsim. Te prind eu. Hai, fugi că te prind. Fugi, fugi, fugi. Hai că s-a plecat vântul și ne lasă să ne plimbăm frumos. Ce zici? Acum sunt oameni, nu-i nimic, fugi. Nu-ți fac nimic oamenii, fugi. Slow down. Uite, mami, statuia, ia uite ce frumoasă, Joseph Locke. Aici, asta e o statuie, să vedem cine a fost Joseph Locke. Nu prea știm, railway engineer, deci a fost un inginer de trenuri. Ia uite, vezi, care a crescut în Barnsley aici. Și este donat parcul ăsta în memoria lui, asta spune, Joseph Locke. Nu te urca sus, că o să te lovești. Ok, hai să căutăm topoganele, hai. Ce-ai zis, mami? Are înghețat, ăsta ai văzut primul lucru, da, pe colț, dar e frig, mami, bate vântul. Hai să ne jucăm puțin în parc, să te dai pe toate cele și apoi mergem spre căsuță. Ui, uite ce frumos e leagănul ăsta, e altfel de leagăn, mai mare pentru copii mari. Îți place, mami? Gata. Cum gata, mami? Hold on acolo, mai dăm o tură, hai, ține-te bine. Ui! Gata? Tu așa de repede te plictisești, mă, mami? Gata. Bate vântul, aia e problema. Rest e frumos. 7 grade. Foarte frumos. Ea vrea să o prinzi. Până ajungem la noi acasă. Azi că poate aici casa noastră nu este aici, mă, mami. Mai avem până la noi acasă. Nu știu, ne-am băgat pe un drum din ăsta de țară, așa. To Church Lane. Ne-a dus pe un drum de ăsta de țară, dar am zis să mai vedem ce să mai vedem, zare. De acum se întunecă. In half a mile. Care este pe lângă noi. Wow. Merge și prin pădure puțin. Anastasia, ești bine, mami? Da. Bravo. You made it? Hai, poți, băbuțo, haide. E greu? Ne-am oprit un pic în parc. Să ne facem somn pentru diseară, zi, să luăm aer proaspăt, e ora 5 după amiază. Haide, haide, nu e nimeni. Haide, băbuță mică. Ready, steady, go! Come on, haide! Nu cazi, e ok. Ia mai zi lumea mea odată, ce faci tu acolo? Eu mă uit pe laptop și ale tati. Ale laptopul meu, tu ai de muncă pe laptopul mamei? Da. Și ce vrei să faci tu acolo, ia zi. Muncesc pentru tati. Pentru tati? Da. Dar ce te-a pus să faci? Ce? Muncesc pentru tati. Mama, zi ce muncești. Ca să vină tati acasă. Să vină acasă tati? Da. După aia mă joc cu mingea cu tine, ok? Ok. Ok, și ce muncești acolo? Muncă pentru tati. Ok. Ok, și ce faci tu la laptop? Muncesc. Ce muncești la laptop? La tati la muncă. Păi la tati la muncă? Păi tati, mama, conduce camionul. Tu ce muncești aici pe laptop? Vrei să muncești tu la birou? Nu la tati. La birou? Adică aici e un birou, da. Vrei să muncești la birou? Nu, la tati. Îți cere parola acolo. Care e parola? Ia zi. Eu vreau să vină tati acasă. Cum te cheamă?
Bună, dragilor! Începem aici un nou vlog, dacă nu e început deja, și vă arăt ce mai fac eu de mâncare astăzi, pentru că trebuie să fac ceva și pentru soț și pentru noi, așa că hai să vedem ce facem. Ia uite, așa drăguț deja au înflorit iricii mei, ăștia micuți, am zis că îi pun în grădină și deja au înflorit aici toți după o zi. Ia uite, nu știu dacă mai țin să-i scot afară, dar trebuie să-i scot afară la răcoric. Asta mai zice cartofi, dar mânca în asta pentru că azi noaptea a fost puțin rău, durea burta și nu știu ce a avut. Iar aici avem deja o plăcintucă așa făcută cu aluat, am pus cu brânză înăuntru, puțin chimen pentru mine partea aceea și s-a făcut foarte bine, numai s-a umflat un pic și o scăpam deja și s-ardea. Da, și ia uitați ce mi-a făcut mândra mea în casă, cât am stat 10 minute la bucătărie să pun și-o la gătit ceva în cuptor, ia uitați ce este aici, după ce că a făcut dezastru, ce-i cu hârtia asta, mă, mami, s-a ascuns acolo, că a crezut că o cer, ce-i acolo, ce-i cu hârtia asta? Bă, mami, ieși afară și spune-mi, dar ce-ai vrut să faci cu hârtia asta, explică-mi și mie. Am tras-o și m-am jucat cu mingea, m-am pus așa cu ea. Păi, mama, de ce ai tras-o așa, mama, mă, pe toată? Acum ce facem cu ea? Trebuie să o ducem la baie, nu? Ce facem cu ea acum? Așa te-ai jucat? Oh, my God! Auzi, dar de ce ți-ai luat ochelari? Unde te duci? E așa mare soarele de astăzi, da? Da. Păi, de ce sunt? Vreo 8 grade astăzi, nu? Nu, n-am luat ochelari deloc. Te deranjează soarele? Te deranjează soarele, da? Da. Ai, lasă-mă tu, prințesă. Ok. Bine. Haide. Bun, și am zis să vă arăt ce am cumpărat de la Azaz zilele astea. Nici nu mai știu dacă astăzi exact când filmez sau zilele astea, dar în fine, am găsit niște reduceri foarte bune la haine de copii iarăși. Și vă arăt ce am cumpărat. Așa, și începem. Deci de la Azaz avem foarte bune reduse, au fost aceste sândăluțe. Sper să-i vină, o să le probăm acum. E numărul 7, deci ar trebui să-i vină numai bine. Zice că erau 2 lire și când am ajuns la casă, vedeți, de la 10 lire, pentru că materialul ăsta e bun totuși. Și când am ajuns la casă era de fapt 1 liră. Am casat și mi-a zis că e 1 liră și am zis wow. Faza e că nu, trebuie să găsești mărimea. Erau doar 2, aceasta și o mărime mai mică. De-aia spun că dacă ai noroc să găsești mărimea pe care o vrei, sunt multe lucruri la reducere bune și la asta. Aici avem, am dat 2 lire jumate pe acești pantalona și iarăși roșii așa frumoși din catifea și am zis să-i mai aibă zilele astea, primăvara asta pe la grădiniță, pentru că sunt buni, sunt roșii mai închiși, poate nu-i pătează foarte mult cu ce fac ei pe acolo, cu acoarele, cu unalta. Aici iarăși am găsit un costum de baie, uitați așa, pentru copii. Știți că am mai luat eu unul de întreg, dacă m-ați urmărit, dar ăsta e așa. Mai mult de piscină de apă și a fost 4 lire, foarte bun prețul, pentru că celelalte erau mai scumpe, dar e prețul mai bun la chestiile astea care sunt reciclate, deci la hainele care sunt ceva reciclat în ele. Bun, și aici avem iarăși un set de 3 bluze, vedeți, cu unicorn, cum îi plac ei, așa și așa, iar acestea la fel le-am găsit toate 3 la 4 lire jumătate, au fost și ele, reduse de pe la nu știu cât, 8-9 parcă. Aici mai avem a avut așa anul trecut fix la fel, același model de la Asda și îi purta foarte bine, deși pare așa că îs din plasticul ăsta sau ce-o fi, dar a mers foarte bine cu ei, i-a încălțat repede și de asta i-a mai luat încă o pereche acum. Ăștia sunt 6 lire, nu erau la reducere pentru că de-abia i-a băgat în stoc și atât au fost, dar am zis să-i mai iau o pereche pentru că o să-i trebuiască și aici am găsit eu 2 tricouri așa împreună la 7 lire jumate de purtat prin casă, nu știu, simple așa, vedeți? Simplu. De-aia nici culorile nu prea mai erau mărime sale culori, ok? Dar de purtat prin casă 2 la 7 jumate așa cu gâtul acesta sunt foarte ok, zic eu, sau pe ce, pentru ce vom vedea vara aceasta. Așa, și aici mai avem o pereche de șlapi pentru mine, pentru că la fel erau la reducere. Aceștia cred că i-am luat de la, da, papaya, de la Matalan. Nu știu, de la 12 lire erau reduși ăștia. Nu mai știu cât am dat, dar oricum a fost un preț bun. Ce mai faceți voi, dragilor? Eu m-am apucat să fac niște clătite, nu știu, să fac ceva dulce, pentru că cumpărasem acea dulceață de afine de la magazinul, de la magazinul fermei la care am fost, ați văzut, dacă v-ați uitat, aveți în playlist Ferma Wentworth, un magazin frumos de suveniruri și am luat o dulceață de afine, cred că o am pe aici pe undeva să vă arăt.
Atât mai avem din ea și m-am gândit să fac niște clătite, de ce nu? Și făcând o treabă prin bucătărie, am făcut și o ciorbiță pentru Anastasia. O să vă arăt imediat. Mi-a venit notificare că Alina Rei a postat un nou video și foarte interesant. Numai bine că se apropie Valentine's Day, dacă mai aveți timp, depinde când postez eu video ăsta. Dacă mai aveți timp, trageți un ochi acolo și uitați-vă, foarte fain, a făcut ornamente de casă pentru ziua îndrăgostiților, din niște cutii, o să vedeți, din cutie de ceai sau din alte lucruri care le țineți prin casă, puteți face niște ornamente foarte drăguțe de ziua îndrăgostiților, dacă sunteți patronat sau nu, dar eu vă invit să vă uitați, foarte frumoase, mi-au plăcut și acum să vă arăt ce fac eu aici. Am pus aici să fac o rețetă simplă de clătite, după cea Jamilei, 280 de grame de făină, avem acolo, zice, multe ouă, vreo 6, eu am pus doar 2, avem lapte, apă minerală dacă aveți, eu n-am avut, unt și păstaie sau esență de vanilie și facem niște clătituțe rapid, rapid, rapid. Ia uitați ce drăguți sunt irișii mei, atât de mult îmi plac, mereu mă uit la ei dimineața, foarte, foarte frumos. Să vă arăt și ciorbița imediat. Ta-da! Aici avem ciorbița pentru Anastasia, i-am pus legume din România, cărniță din România, asta o să fie pentru tati cărnița și ciorbița, sper să pape, pentru că am avut o seară cu două nopți. A avut diarie, a fost indispusă, nu știu ce a pățit, ori a mâncat ceva la grădii luni, pentru că luni seara deja a dormit mai toată noaptea și a fost o noapte grea pentru noi. Aici am făcut niște carne în pungile acestea magice. Carne de porc tot așa din România pentru soț să-i pun la muncă și cam asta este dimineața mea. Ea este la grădii astăzi, aștept să vină în jumătate de oră și gata. Am pus frumos la răcit ciorbița și așteptăm să vină Anastasia să vedem dacă o și papă. Ia uitați ce zi frumoasă avem noi cu soare în Anglia și am luat-o pe jos să merg la grădini după Anastasia. Foarte frumoasă zi cu soare, chiar îmi place, dar poate vântul aia e problema, ca și ieri. A bătut foarte mult vântul și nu prea e frumos, dar asta e. Vă iau pe jos pentru că dimineața am stat la semafoare vreo 9 minute pe loc, se lucrează în drumul spre grădini. Și m-am enervat că a stat pe loc 9 minute și mi-am amintit, ia stai mă, că am mai mers-o pe jos la grădini. O iau și acum pe jos, fac cred că vreo 12 minute pe jos, zic, nu știu, e ceva distanță, după aia de la anul sper să mută mai aproape de noi aici, așa că, da, haideți. Și astea sunt lucrările de care vă ziceam dimineața că am stat 10 minute pe loc, 9 minute pe ceas și încă se stăvă, că nu știu ce vor să lucreze acolo fix lângă trotuar, dar creează întârzieri foarte mari aici, ia uitați ce greu e și pentru camion, am parcat mașinile prost pe mijlocul drumului, pe marginea drumului și da, când sunt lucrări din astea, e foarte greu, foarte, foarte greu, dar e bine pe jos așa, o luăm și acolo sus după autobuzul acel albastru, trebuie să ajung eu la grădiniță. Anastasia? Ia zi tu, mami, ce-i pe patul ăsta? Ce-ai mâncat? Petită și gelindaște. Ce-ai mâncat și tocăniță? Pui, chicken? Mi-am mâncat jelly și ice cream. Jelly și-a mâncat jelly, bine, desertul și-a zis că a mâncat și cartofi. Și-a zis doamna că a mâncat și pâine și cartofi și-a încercat și din tocăniță. Bravo, mami! Bravo! Hai acasă, da? Mergem prin porca căsică! Bate vântul! Da, am zis să fac încheierea rapid aici pentru că Anastasia a dormit. Eu mai lucrez ceva pe laptop. Vă invit cu mare drag să dați un like și să distribuiți acest video în speranța că o să se uite cât mai mulți oameni. M-ar ajuta foarte mult dacă vreți să distribuiți. Așa că vă mulțumesc că ați stat până la final și că v-ați uitat. Cu mare drag vă arăt playlisturile, pun aici să vedeți unde să dați, să vă uitați și la celelalte videouri, poate vreți financiare, poate vreți de călătorii, așa că uitați-vă aici și ne vedem curând! Dimineața! Și bine v-am găsit la un nou vlog, dacă acesta este început. Avem aici playlist. Apăsăm pe playlist și vă apar toate playlisturile mele. Aveți aici Daily Vlog 2023. Vlogmas 2021-2022, interviurile cu cei de la Hai Hui. Mai jos iarăși avem
călătoriile noastre holiday în Malaga. Vedeți aici Tenerife cu Anastasia, vacanță în Cumbria și finanțe în UK, unde am foarte multe videouri despre finanțe. Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre finanțe și viața în UK.